Cine e ursul aici? Un arice, mă, ursul? Da, mă, ursul, e un arice aici? Da, mă, uite câte animăluțe. Să ne arate el că e ariciu aici, doar. E ariciu, mă, aici. Da, mă, da, e ariciu, mă. Ia uite, da, unde l-ai găsit, mă, doar? În curte. Da, de unde o fi venit? Doamne, de unde o fi venit, mă, ariciu ăsta? Am făcut și el, am jos în iarbă. Păi, da, trebuie să-i dăm ceva de mâncare? Stai, mă, ursul, mă. Eu trebuie să-mi dai ceva, un ceai. Ariciu, ce mănânci, mă, ariciule, mă? Ce mănânci, mă, ariciule, mă? Ce faci tu? Face zgomot. Cine? Ariciu? Taciu. Nu știu că sperie ăsta când latră. Deci că-i făcut din paie. Ursu. Nu. Poți să pun mâna pe el? Iau, te-a scos botic, uite. Uite, mă. Are și el botic, mă. Ce faci, mă? Trebuie să-l hrănim, doar. Ia, uite, m-am mâncat la mama mea. Uf, doamne. Ursul, măi, arici. Arici pogonici. Păi da, trebuie să-i dăm de mâncare. Noul nostru musafir. Noul nostru musafir. Hai. Ne vedem pe YouTube, ariciule. Te pun pe YouTube. Frumosule. Doamne, cât ești de frumos. Să-ți văd ochii. Ghemule. Hai că te păzește ursul aici. Da. Hei, bună dimineața, prieteni. Astăzi vă cer sfatul vis-a-vis de un nou prietenaș al nostru care ne-a tranzitat curtea și aseară l-a găsit soțul meu pe la Dud, pe acolo, cred, aseară târziu și l-a pus în lădițele astea să doarmă și astăzi cred că ar trebui să-i dăm ceva de mâncare. Nu știu cu ce se hrănesc aricii, nu am avut o astfel de situație. Și întrebarea mea este ce anume aș putea să-i dau să mănânce. Și care sunt legumele sau, eu știu, alimentele specifice unui animăluț de genul ăsta. Nu te speria. Îl avem aici și pe ursul. Să vedem. Foarte rar am mai văzut arici. Foarte, foarte rar. De câteva ore am văzut așa în realitate arici. Văd că e foarte retras și tăcut. Da, ce interesant. E parcă un ghemotoc de paie. Lăsați-mi în comentarii câteva alimente de bază pe care aș putea să, cu care aș putea să-l încerc, să-l hrănesc în dimineața asta. Hai, vă salut, numai bine! Ce faci, măi, prietenașule? Hai, papa!
scăpăm, haide. Haide, ia vezi, mai în dreapta ta, ia. Haide, hai, încearcă. Haide. Hei, bună dimineața! Hai, papă! Haide! Eu sunt, da, trebuie să ne cunoaștem puțin, da. Am citit repede despre tine, da. Am primit și pe Facebook. Ca să știu cu ce să te hrănesc, să trăiești, da. Înțeleg că-ți cunoști noi stăpâni după miros. Trebuie să ne cunoaștem. Hai, bea apă sau mănâncă ceva. Arici pogonici.
I-am pus măr, apă, un pic de carne, de pui și un pic de pepene roșu. Dar pare mai mult interesat de locul unde se află, miroase foarte mult și a băut foarte puțină apă. În schimb, s-a mai liniștit acum, din ce văd. Probabil că va mânca în viitor apropiat și dacă se simte el în putere, o să plece. Pentru că are unde să se ducă în natură, poate să ducă în grădină din nou sau... Nu, este foarte interesant. Cred că îi simte și prezența lui ursul. Ursul apără, stă aici și îl păzește să nu se întâmple ceva rău cu el. Iar îi simte prezența lui ursul. Iată. Deci miroase foarte mult în aer. Mulțumesc pentru comentarii și pentru sfaturile prompte pe care le-am primit pe Facebook. O să vă mai las imagini și filmulețe cu el. Mă rog, poate pleacă sau poate mai stă, nu știu. Dar e interesant așa să vedem astfel de animăluțe. În tranzit așa prin curțile noastre. Să aveți o zi frumoasă. Și mai prietenași. De ce nu mănânci? Hai, mănâncă ceva. Bună dimineața! Bună dimineața! Ei, se pare că îți place aici, da? Hai, du-te și mănâncă. Mare când vii prin grădină. Da, trebuie să mă obișnuiesc că l-am aici. Ce faci, măi? Așa, bă, e la treabă, nu te bag în seamă. Da. Am uit, mă, mi-am lăsat... Cred că am lăsat afară. Am zis că scot o brazdă de pe mine, să-i dau o râmă. Aici, abia sunt la roșii, doar. Gata, l-am transferat în grădină și stă liniștit. Îi aduce soțul meu râme. N-am mâncat mâncărică.
L-am adus în grădină. Ce faci, măi? Frumosule, o să dau de tine pe aici când vin la treabă în grădină. Păi da, trebuie să-mi te calc.